Bună să vă fie ziua! Suntem live acum. În jurul meu miroase foarte frumos și m-am pregătit cu uneltele pe care le am la dispoziție ca să fiu susținută în întâlnirea cu voi astăzi. Am o slujbă importantă, sunt contra cronometru și am de vorbit despre 10 uleiuri, uleiurile care vin la Bogo. Sunt în ofertă până mâine seară și pentru că ne răsfață atât de frumos acest 1 plus 1, Bogo ce înseamnă? Înseamnă buy one, get one. Doar că astăzi avem inclusiv posibilitatea de buy one, get two, adică, de exemplu, uleiul de tămâie vine împreună cu uleiul de lavandă și Motivate, o sinergie de uleiuri despre care vorbim imediat. Și avem șansa, practic, să punem să ne alegem un cuplu sau un trio sau două cupluri sau pe toate împreună, situație în care plătim 5 uleiuri și primim 11. Dacă nu aveți un cont doTERRA încă și vă doriți uleiurile și soluții naturale în casele voastre pentru suport al corpului fizic, emoțional și al stării de bine pe ansamblu, atunci e important să știți că participând la o întâlnire online în comunitatea noastră, veți putea primi și un ulei de tangerine. Situație în care să ne scrieți, să ne contactați, îmi scrieți dacă nu aveți suport și vă ajut cu dracu uleiurile. Și acum, spuneam, suntem contra cronometru, vă salut, te văd Alida, te văd Cezi, mă bucur că sunteți aici cu mine. Să mă completați, vă rog, cu experiențele voastre, cu felul în care ați folosit aceste uleiuri, pentru că sunt minunate. Vom vorbi despre cardamom și pink pepper în primă fază, pentru că sunt, cum să zic, au fost bucuria pentru mine când am văzut că aceste două sticluțe mici și super potente vin împreună în pachetel. Practic adăugăm în coș cardamom și primim pink pepper. Ambele sunt condimente, ambele miros delicios, de fapt. Piperul roz are o aromă foarte specială, evident picantă. Ambele merg foarte bine în mâncare și trebuie să vă mărturisesc faptul că, de exemplu, cardamom pentru mine, în momentul în care îl simt, îmi aduce instantaneu aminte de ciocolată. Pentru că noi l-am folosit în rețete de ciocolată vegană făcută în casă cu ingrediente integrale foarte bună. Vă dau rețeta dacă aveți nevoie. Și, de asemenea, este unul dintre uleiurile pe care îl adaug în cacao ro dimineața cu lapte vegetal, cu lapte de migdale, de exemplu, sau cu lapte de cocos, dă o aromă foarte bună și vine cu tot suportul pe lângă aromă, asta iubesc la uleiurile esențiale adăugate în bucătăria vegană cu precădere ca să le păstrăm proprietățile. Îmi place foarte mult faptul că vin cu beneficiile lor, aduc rezultate pe sistem respirator. Cardamomul are capacitatea de a deschide căile respiratorii, de a ne ajuta să eliminăm mucozități, reziduri care se acumulează acolo. Este de asemenea suport pentru digestia noastră, adăugat inclusiv în ceai călduț cu miere seara, poate să ajute la sistemul digestiv să se elibereze de sarcina pe care mai are de făcut ca să ușureze practic digestia și somnul de după. Inclusiv în colici, pentru că tot vorbeam de suport digestiv, poate să fie foarte de folos. Când există situații de greață, inclusiv la graviduțe sau un rău de mișcare, putem pur și simplu să avem această mică soldățel esențial, cum îmi place mie să le spun, și să inspirăm adânc. Miroase delicios, vă zic, miroase senzațional de bine și de asemenea ajută, spuneam, sistemul respirator, inclusiv când există tuse. Pe de altă parte, pe plan emoțional, cardamomul are o proprietate aparte, aceea de a ne ajuta. Ce mult sunteți cu mine, vă mulțumesc că sunteți aici și să-mi scrieți cum folosiți voi cardamomul, dacă ați avut experiențe cu el. Spuneam pe plan emoțional, la un moment dat i-am făcut o scanare ITOVI, eram în deplasare în Grecia, fetisei noastre la 3 ani, la un moment dat era foarte cu nu în brațe tot timpul și foarte furioasă, efectiv, i-am făcut scanarea și cardamomul a ieșit pe primul loc. Și nu întâmplător, pentru că are această proprietate de a ne ajuta să gestionăm furia și de a ne accepta emoțiile mai degrabă. La adulți aduce claritate, efectiv, în gândire, în,
în relaționarea cu ceilalți, mai puțin să-mi pun aici pe mut. Când există tensiune la nivelul capului, are acest efect decongestionant, tot așa, prin mirosire, prin aplicare la nivelul tâmplelor, al scalpului și vine cu această aromă extraordinar de plăcută. Putem să punem în difuzor, dacă vreți așa, o, un deliciu în aer, efectiv, puteți să puneți o picătură, este suficientă, de cardamom, 3 picături de wild orange, deja vă puteți imagina ce înseamnă când aducem aport de portocală sălbatică, 2 picături de scorțișoară și o picătură de cuișoare. E un deliciu olfactiv. Și mai avem aici o rețetă notată pentru atunci când există disconfort la nivelul spatelui. Și văd că trebuie să mă grăbesc, că dacă despre 10 uleiuri vorbesc atât, o să dureze acest zoom și la ora 6 trebuie să fiu în altă parte. Dar pentru disconfort la nivelul spatelui putem să amestecăm cardamom cu cuișoarele care vin cu aportul lor antioxidant, cu ghimbir și cu măghiran, care are un efect acolo unde există inflamație foarte bun și liniștitor și decongestionant. Bun, haideți să trecem la pink pepper, da, acest ulei. Acest ulei m-a impresionat și prin felul în care schimbă vieți în momentul în care ajunge sau pe parcurs până ajunge în această sticluță, acest ulei schimbă foarte multe vieți. Sunt niște povești de viață incredibile ale femeilor care au primit un loc de muncă, au primit un sens în viață, n-au mai fost nevoite să-și vândă corpul pentru a-și susține familiile, de fapt. Vă invit să citiți și să căutați pe YouTube Behind the Bottle la Pink Pepper, pentru că e și Source to You, în general, acest program care ajută comunitățile să se dezvolte. E foarte pe sufletul meu și mă încarcă efectiv sentimentul că atunci când deschid această sticluță de ulei, de fapt știu cât de multe vieți au fost impactate pe parcurs și cât de sustenabil este de fapt tot procesul din spatele sticluței. Este un suport pentru digestie și circulație neprețuit. De asemenea, atunci când există o provocare anume de tensionare a corpului, acele convulsii, poate să fie de mare ajutor. Se aplică 2-4 picături pe tălpi. E de asemenea de ajutor în gestionarea durerii și al disconfortului în general. Putem să adăugăm într-o capsulă vegetală goală, nu am mai să vă arăt, o deschideți, adăugăm 2 picături din pink pepper și închidem împreună cu ulei de măsline adăugat în capsulă, e de mare ajutor. Practic este good all over, acest ulei aplicat inclusiv pe corp, în masaje sau pe peria, dacă vă faceți, dacă obișnuiți să vă faceți masaj limfatic și vă încurajez să faceți asta pentru că e o practică incredibilă de susținere a circulației sănătoase în corp și de eliminare a toxinelor, putem să aplicăm pe peria respectivă 1-2 picături de ulei de pink pepper. Pentru metabolism poate să fie amestecat cu grapefruit și cu cuișoare. Vă spuneam ce fac eu dimineața cu cardamomul în cacao, în lapte vegetal. Același lucru l-am făcut și cu pink pepper. Mie îmi plac condimentele, îmi place gustul condimentat și când știu toate beneficiile pentru corpul fizic, pentru susținere la nivel celular, pentru, practic, are proprietăți similare uleiului de tămâie. Dacă cunoașteți și ați avut experiențe sau ați auzit de experiențe cu uleiul de tămâie, pink pepper, datorită compoziției chimice, aduce rezultate similare în corpul nostru. Și vă las acum o rețetă de dressing pentru salată, în care într-o cană de ulei de măsline puteți să adăugați 2 picături de pink pepper, 2 de ulei de busuioc și 2 picături de ulei de lămâie sau lemon. Să mai și respir. Să-mi spuneți dacă voi ați avut experiențe cu aceste două uleiuri, sunt curioasă. Și acum, haideți să ajungem la Balance. Balance este uleiul la care e posibil să apelez, nu pot să zic că cel mai des, că sunt multe pe care le folosesc cel mai des, dar Balance e unul dintre ele cu siguranță. Îi mai spune Grounding Blend și nu întâmplător.
are în compoziție o sinergie de uleiuri concepută special pentru a ne ajuta să rămânem în prezent, pentru a ne ajuta să ne eliberăm de traume ale trecutului. Primul contact sau prima experiență așa de mare impact pe care am citit-o în cartea lui Stephanie Fritz se referea la o naștere după traume, viol și așa mai departe, o naștere care a fost susținută cu această aromă. E foarte puternic, ajută de asemenea în comunitatea noastră și prieteni de-ai mei pe care, nu știu dacă am văzut-o pe Lena aici, știu că l-ați folosit, îl aveți în tot timpul în geantă, sunt persoane care îl poartă la îndemână atunci când simt că vin anumite provocări în corp, anumite crize. Nu pot să spun mai mult acum, dar este acel ulei pe care, avându-l la îndemână, când îl aplici pe încheieturi și vă invit să-l aplicați din abundență, este gata diluat până la pliul cotului. Pentru că nu numai că vă învăluiți de un miros care mie mi-aduce aminte de divinitate, pur și simplu, dar are niște proprietăți de oxigenare a sângelui efectiv. Știm că în câteva secunde uleiurile esențiale ajung în sistemul sanguin și la nivel celular și acolo practic își fac aportul în corpul nostru, își aduc aportul în corpul nostru. Vă invit de asemenea, dacă vreți să vedeți mai multe și să vedeți cu ochii voștri ce se întâmplă cu celulele sângelui nostru, puteți să căutați Balance doTERRA pe YouTube, Blood, poate să adăugați un cuvânt cheie și să vedeți cum atunci când privim sângele la microscop, în mod special la persoanele care sunt încărcate cu toxicitate, cu stres, apar celulele sângelui, sunt foarte conglomerate, se formează așa niște cârnăciori. Iar la câteva secunde după aplicarea lui Balance, se limpezesc efectiv și se vede efectiv la microscop efectul lui. E minunat, vă invit să-l încercați, dacă nu ați făcut-o încă, nu cred că există cineva care să nu-l iubească. Apoi, când adăugăm Balance, primim cadou Black Spruce. Black Spruce este unul dintre uleiurile pe care le-am văzut cele mai îndrăgite de către oamenii care au o înclinare înspre spiritualitate. Este uleiul stabilității în sine, per se, și de asemenea înrădăcinează. Vine din spruce, din acest arbore înalt, cu rădăcini puternice și cred că nu întâmplător, deloc neîntâmplător, doTERRA alege felul în care își gândește promoțiile în funcție de contextul în care ne aflăm. Am citit despre Black Spruce că este de mare, mare ajutor în vremul de criză, în situații de șoc și de traumă, de destabilizare energetică și emoțională. Susține restabilirea energetică și regăsirea acelui echilibru interior. Practic, copacul în sine este veteran în conservarea energiei și în anduranță. Ne învață, așadar, și pe noi să ne tragem, practic, puterile din rădăcini și să ne conservăm la traversarea furtunilor vieții. Ne oferă un model de vitalitate și longevitate, trăind în armonie cu natura și cu fiecare sezon și anotimp pe care îl traversăm. Ne susține să ne simțim, atunci când suntem stoși de energie, să ne regăsim, să ne revitalizăm. Iar pe cei care se confruntă cu schimbări extreme de stare de spirit, îi ajută să-și găsească acel echilibru și moderație. Este aliatul fricii ce vine din subconștient, adică acea teamă generațională, îi putem spune. Pentru că noi, cu toții, fiecare dintre noi, ca indivizi, avem amintiri stocate la nivel de ADN încă și în gene, datorită bagajului genetic cu care venim pe acest pământ și uneori provocarea vine și din gestionarea acestor temeri care de fapt nici nu ne aparțin. Și Black Spruce ne ajută atunci când ne dorim să căpătăm claritate și să eliberăm aceste frici din minte și din corpul nostru. Marina, mă bucur că îți place ce auzi și că ești aici cu mine. De asemenea, se combină
în aceeași idee. Când ne gândim la frici și la temeri și la angoase, ne gândim și la juniper berry. Este unul dintre uleiurile despre care am învățat încă de la început că funcționează în anxietate la copii. Dacă le e teamă de monștri noaptea sau visează urât, putem să mergem la juniper berry, pe care iată că putem să îl combinăm cu black spruce, care nu numai că are aceste beneficii pentru planul nostru spiritual și pentru suflet, efectiv, dar are de asemenea beneficii importante pentru sistemul nostru respirator. Așadar, e unul dintre uleiurile pe care, mai ales în această perioadă, putem să îl aplicăm la nivelul pieptului, al coloanei, pentru sprijin și ușurarea respirației, atât preventiv și atunci când vin provocări. Miroase, cum să zic, miroase ca și cum ați strânge între degete ace de brad, dar un anumit tip de brad, foarte, e foarte finuț mirosul lui. Străbate, de asemenea, are capacitatea de a străbate membrana hematoencefalică. Sunt multe, multe de povestit și ajungem la un ulei care mi-e atât de drag. E unul dintre cele trei uleiuri care se extrag din portocala sălbatică. Odată avem din crenguțe mici, petit gren. Din coajă, prin presare la rece, avem uleiul de wild orange. Da? Deja sunt două uleiuri și al treilea este acesta. Este neroli, se extrage din flori. Se extrage din florile de portocală sălbatică și are un miros cu care îmi place să mă învălui. L-aș înlocui oricând cu cel mai costisitor și prețios parfum din comerț, absolut oricând, nu m-ar deranja deloc. Este parfumul, purfumul, cum îmi place mie să zic, pentru că e puritate, efectiv, esența plantei și atât. Miroase senzațional, cred că a fost folosită de prinți, prințese și regine din cele mai vechi timpuri. În combinație cu Frank și Rose, e de asemenea, rezultă o combinație minunată dacă le aveți. Este un super puternic instrument în psihoterapie. De ce? Pentru că reușește să afecteze în mod direct neurotransmițătorii și în mod special GABA. În decurs de câteva secunde după aplicare și după ce l-am inspirat adânc din ca să ajungă așa până în toate alveolele plămânului, are un efect de eliberare a serotoninei. Și acest lucru se întâmplă cu sau fără voia noastră, pur și simplu, l-aș mai putea numi uleiul veseliei sau al bucuriei. Este unul dintre uleiurile pe care le am în gentuța mea mereu, în geantă, în neseserul pe care l-am cu uleiuri în geanta mea, și îl aplic inclusiv atunci când copilașii sunt morocănoși, supărăcioși și așa mai departe. Și vine cu mirosul lui super plăcut și cu acest efect. Vă ziceam, e instrument efectiv pentru emoții. Și acum o să vă dau niște informații foarte particulare. I se mai spune uleiul parteneriatului, al scopului comun. Asta înseamnă că atunci când există relații pe termen lung, ajută la unificarea și la stabilizarea lor, pentru că nu-i așa, apar provocări. Relațiile de termen lung ajung, oamenii în aceste relații ajung să se cunoască mai bine de-a lungul timpului și, așa cum știm de la mame și bunici, trăsăturile negative și lucrurile care nu ne plac ajung să se accentueze de-a lungul timpului cu cât îmbătrânim și atunci, practic, slăbiciunile celuilalt le vedem mai bine și ajung pe cale de consecință să trezească sentimente de frustrare, de gust amar, sentimente nesimpatice față de persoanele pe care odată le iubeam și le prețuiam. Atâta timp cât gestionăm aceste emoții, ele au șansa să se transforme în gânduri și să nu devină în gânduri pozitive și să nu devină comportamente destructive, de fapt.
Pentru că de multe ori avem acea dorință de a da vina pe cineva, apatia față de cineva și nevoia de a evada din acea relație. Aici intervine nerolii, care ne ajută să devenim mai empatici și să iertăm mai ușor. Asistă de asemenea evoluția pozitivă în relațiile sexuale de lungă durată, mai ales atunci când se ajunge datorită longevității să se experimenteze contraste și divergențe sau, da, contraste, cred că am zis tot. Reamintește în mod gentil că uniunea sexuală este un aspect cheie în fericirea cuplului și, practic, amintește de acele sentimente și insuflă sentimente de adaptare, ne susține, practic, adaptarea, cooperarea, toleranța, perseverența, de fapt, și bunătatea pe ansamblu. Și acum că stăm mai mult în casă și sub același cop... L-am comandat, zice Andreea. Dacă stăm mai mult în casă și sub același acoperiș cu oamenii noștri dragi, e foarte important să lucrăm pe aceste emoții și, cum ziceam, să nu ajungem să le lăsăm să se clădească, să devină un munte de speriat și un munte care ajunge să fie un obstacol între parteneri, ci încet, încet să săpăm în acele gânduri și sentimente și să reușim să ne regăsim, de fapt, unii pe ceilalți în forma în care ne-am ales de la început. E de asemenea un foarte mare suport în naștere și vă încurajez să îl aveți în gentuța de naștere dacă sunteți în acel sezon al vieții. Neroli vine cadou, aduce cadou Ilang Ilang. Ilang Ilang acum este unul dintre uleiurile care... Dacă te gândești la efect afrodisiac, te gândești la Ilang Ilang. Probabil că nu întâmplător au fost puse împreună în acest cuplu care se amintească de relații sănătoase. Are un parfum super puternic, este extraordinar de concentrat, e ulei pur în această sticluță. O picătură te dă pe spate. Se poate folosi inclusiv după duș, diluat cu un ulei de cocos fracționat care nu are miros, pe care eu îl prefer și nu e nici gras, nu lasă urme grase, sau un ulei de argan sau alt ulei de calitate pe care îl aveți în casă și îl preferați. Aduce echilibru sistemului nervos și, pe lângă efectul lui afrodisiac, mai ajută foarte mult atunci când există tensiune ridicată în corp, care dă inclusiv anumite stări la nivelul inimii, care creează așa agitație interioară. Ilang Ilang ajută foarte mult la coborârea presiunii, tensiunii, dar trebuie avută mare grijă pentru că în cantitate mare poate să o scadă prea tare. Deci o picătură e o picătură la uleiurile esențiale și cum o măsurăm, pur și simplu facem așa. O lăsăm să cadă o picătură și ori putem să diluăm cu un ulei de cocos fracționat pe care eu l-am aici la îndemână, punem câteva picături în palme, diluăm și aplicăm la nivelul încheieturilor și, cum vă ziceam, până la pliul cotului. Trebuie să mă grăbesc foarte tare pentru că am un angajament la ora 6 fără 10. În principiu ar trebui să fiu gata. Haideți să mai vorbim rapid despre faptul că uleiul de tămâie, care vine sub formă de rolon, gata diluat, gata de aplicare, vine cadou cu, aduce cadou, Motivate și Lavandă. Acum, uleiul de tămâie este uleiul despre care probabil că ați mai auzit că în caz de nu știi ce să folosești, pui mâna pe tămâie. Este ajutor din super multe puncte de vedere, inclusiv al sistemului respirator, super expectorant, l-am folosit, l-am încercat, ne ajută la nivel celular, acolo unde există, unde încep celulele în corp să se înmulțească în mod haotic și necontrolat, în acel tip de afecțiune, ajută foarte mult. De asemenea, e un echilibrant general. În general, când văd că inclusiv la copilaj, dacă sunt mai agitați sau au înainte de somn, pe ce ulei să pui mâna? Acesta, gata diluat, și pe ceafă îl aplic, sau după urechi, sau pe piept, acolo unde este nevoie de suport. De asemenea, pe tălpi poate fi un mod bun de aplicare, este un super mare ajutor în meditație,
Și în rugăciune se poate aplica pe încheieturi, se poate aplica pe cerul gurii și vine cadou, spuneam, cu Motivate, care miroase așa a citrice mentolat, un miros mentolat care aduce și a citrice, pentru că are citrice și mentă, peppermint, în compoziție. E o sinergie de uleiuri care face exact ce spune numele, adică motivare. Ne ajută să depășim situații în care ne procrastinăm, nu avem chef să ne apucăm de treabă, poate că lucrați de acasă și nu vă vine să deschideți laptopul dimineața, vă învăluiți cu acest miros și ajută foarte mult să ne remotivăm, să ne concentrăm. Copiii care studiază acasă, care fac homeschooling acum sau școală online sau cum îi mai spune, Motivate este de mare, mare ajutor în aceste situații. Pe lângă faptul că, eu vă ziceam, am câteva uleiuri pe care le țin la îndemână. Acesta este unul dintre ele și atunci când intru într-un magazin, de fapt acum e nevoie să purtăm mască și când ieșim pe stradă, doar că eu de 2 zile de când e noua directivă nu am mai ieșit pe stradă, dar când port mască, când pun masca pe nas, iau Motivate, pentru că, vă ziceam, și miroase, nu numai că miroase plăcut, dar îți dă acea stare de bine. Și pe mască fac așa, da? Deci dau 2 linii, aplic 2 linii pe mască și îmi place foarte mult senzația de după. Acum, Helichrysum, aici, de față, iarăși o sticluță mică, dar super concentrată. Că mă străduiesc să vorbesc compliant, sunt simpatică, nu? Nu avem voie să spunem anumite lucruri, pentru că în această lume în care suntem super cenzurați din toate punctele de vedere, inclusiv pe acest plan, nu putem spune nici că vindecă, nici că tratează și atunci încerc să mă cenzurez. Helichrysum este unul dintre uleiurile care, tot așa, o să vă țină super mult această sticluță, pentru că folosim o picătură, e mega concentrat, e de mare ajutor pentru persoane care și-au pierdut mirosul, se poate aplica pe alveolele nasului. De ce? Pentru că are legătură directă cu sistemul nervos și ajută la recrearea circuitelor. Este un ulei super potent. Din multe puncte de vedere, vă încurajez să-l aveți la îndemână și citeam încă de la început, când încercam să găsesc soluții naturale pentru răni, de pildă, pentru copii nevaccinați, pentru a găsi soluții care să funcționeze și să îi protejeze într-un mod natural și foarte eficient. Helichrysum e unul dintre uleiurile care ajută la oprirea sângerării când e aplicat direct pe rană. Asta nu pot să zic compliant. Helichrysum aduce cadou un ulei surpriză. Adică nu vi-l pot arăta, pentru că nu l-am. Vă pot da câteva indicii și, apropo, în momentul în care le punem pe toate împreună în gentuța MOV cu care vin, au un preț super special. Practic primim Helichrysum și uleiul surpriză în acest pachet, plătim 5 uleiuri și primim de fapt 11 și vă spuneam, dacă nu aveți încă uleiurile, scrieți-mi ca să vă fac legătura cu participanții noștri în Diamond Club și să puteți să primiți încă un ulei cadou. Salut, Cristina, te salut cu mare drag! Deci practic plătiți 5 și primiți 12 uleiuri până mâine seară. Așa ceva mai rar, de asta am ținut neapărat să intru acum, deși mă grăbeam, pentru că simt că e în folosul vostru și e important să știți aceste lucruri și mai ales să știți cum să le folosiți odată ce le aveți. Vă dau câteva indicii despre acest ulei misterios care va veni în pachet, a cărui etichetă nu am văzut-o, dar vine dintr-un copac cu originea în Asia tropicală și vă mai zic ceva, este un ulei care nu e altfel disponibil pe piața europeană, deci nu putem să-l cumpărăm altfel, nu avem șansa să ajungem la el altfel decât când le punem pe toate împreună în gentuța cu care vin, o gentuță MOV super simpatică cu fermoar în care ele stau foarte bine în căușul lor. E un copac așadar din Asia tropicală, a fost folosit de-a lungul timpului în mod tradițional în practicile de medicină ayurvedică și este același copac din care vine și
ilang ilang extras. Doar că acest ulei se extrage din florile galbene de ale acestui arbore și indonezienii, de exemplu, oamenii din Indonezia puneau florile acestui copac în mod tradițional pe perna proaspeților căsătoriți pentru a le asigura o viață fericită. Ce poveste frumoasă și o legendă care probabil că a dus multe rezultate și nu întâmplător a devenit tradiție. Acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le transmit astăzi. Vă mulțumesc că ați fost cu mine și aștept în continuare în comentarii să îmi scrieți dacă voi ați avut experiențe cu aceste uleiuri și abia aștept să le citesc. Întotdeauna învățăm mai multe când vedem fiecare cum a folosit în felul lui. V-am pupat! O seară minunată să aveți și cei care sunteți în comunitatea Esențial, săriți repede în Zoom-ul de educare continuă pentru că pornim seria a patra și e astăzi modulul 1. Am uleiurile? Ce fac acum cu ele? V-am pupat! Seară frumoasă!